credeți despre asta? Ce credeți? Că suntem pe un teren de fotbal doar, nu? De fapt, suntem în televiziunea română. Și mie că ia foc televiziunea română. Asta nu este nici bilă. Au! Nici minge de fotbal, nici de volei, nici de handbal. O să vă spun imediat despre ce vorbim. Este de fapt un dispozitiv automat de stingere a incendiilor și în momentul în care acest fitil simte flacăra, declanșează o capsă în interior și împrăștie o pulbere, monofosfat de amoniu, pe o rază de 2 metri. Trebuie să o aruncăm în foc, înțeleg, nu? Trebuie să aruncăm în foc și este foarte ușor de folosit de către oricine. Poate să arunce în foc și un copil și o femeie, e din polistiren, este deja fragmentată. Adică? Adică polistirenul este deja pretăiat, mai bine, fragmentat în interior. În momentul în care declanșează, bucăți mici din polistiren se răspândesc. Da? Și ea împrăștie acel praf, monofosfat de amoniu, iar explozia sau suflul stinge focul. Depinde ce anume ia foc? Nu. De stingerea... E absolut pentru toate clasele de incendiu. A, B, C, E... Domnii pompieri, important. Colegii noștri, cum e cu clasele A, B, C, D, E? E în funcție de ce arde, nu? Exact. Cum avem, cum e cazul televiziunii, pe noi ne interesează mult partea electrică. Calculatoarele, de exemplu, am văzut... Deci să ne punem câte o bilă la fiecare calculator. Mă duc să caut o coadă de mătură sau ceva mai lung, nu? Da, să nu luăm foc. Așa fac? Da, da, da. Mai trebuie să mai învăț și altceva? Nu, nu. N-ar fi bine să-mi dau mâna. Un bibon cu benzină? Un bibon cu benzină. Puțin. După ce aprindem, deci o să aprindem aici, 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 aici și ne îndepărtăm, da? Da, ne îndepărtăm. Gata. Dăm foc la bază și ne îndepărtăm. Dar nu se stinge? Și n-a luat foc televiziunea.